Tradiția continuă la Brăila, iar municipiul va fi în continuare condus de un reprezentant al Partidului Social Democrat. După învestirea noului primar, care va avea loc săptămâna viitoare, Aurel Simionescu va rămâne aproape de alesul brăilenilor pentru următoarele luni, timp în care îi va împărtăși lui Marian Dragomir din experiența acumulată în ultimii ani. A fost o discuție încă din campania electorală. Și exact cum v-am răspuns și mai devreme, tot ceea ce am spus în campanie electorală sunt lucruri pe care le păstrez și mi le asum în continuare. Vom avea o discuție cu domnul primar Simionescu dacă dorește să rămână consilier, dacă are alte perspective și împreună vom lua decizia. Așa cum am spus, eu voi rămâne atâta vreme cât va fi nevoie, câteva luni, jumătate de an, nu știu cât va fi nevoie, ca să facem această trecere, să-l ajut și pe domnul Dragomir în măsura, repet, în care va fi nevoie. Nu cred neapărat că va fi nevoie de acum încolo 10 ani. După ce își va încheia activitatea în administrația locală din Brăila, Simionescu este hotărât să plece la București, la Asociația Municipiilor din România. Să merg la București pe formulă de expert în administrație. La minister sau unde anume? Nu la minister, la Asociația Municipiilor. Dar asta este o chestiune de... și voi păstra activitatea didactică.